n-ați avut cum să nu observați afișul de la Teatru Național Mihai Eminescu, care anunța reuniunea teatrelor naționale. Deja a devenit o reuniune tradițională, o sărbătoare a amatorilor de teatru și o mare bătaie de cap pentru cei care organizează, pentru că pe măsură ce prinde la putere orice festival, orice reuniune, organizatorii sunt tot mai pretențioși, criteriile de selecție sunt tot mai sus și spectatorul este mai pretențios, vrea mereu altceva, vrea ceva mai sofisticat, ceva care nu vede în fiecare zi acasă. Adică borș, mănânc eu și acasă, dă nașule niște sarmale. Și am zis astăzi să discutăm despre reuniunea teatrilor dintr-o perspectivă, sigur că un pic mai generală, pentru că în mod inevitabil o să vorbim despre misiunea teatrului în general. Misiunea teatrului în Republica Moldova, în regiunea românească, care încă este dincoace de Prut și formal, juridic, încă nu face parte din spațiul românesc, dar de mult s-a integrat, inclusiv grație teatrului, inclusiv grație lui Petru Hadârcu, directorul general al Teatrului Național Mihai Eminescu, și asistat astăzi, ar fi trebuit să încep invers, dar tocmai o iau în ierarhie administrativă, Petru Hadârcu, asistat de secretarul literar al Teatrului Național Mihai Eminescu, Maria Pilkin, scriitoarea și prietena noastră din totdeauna de la Vocea Basarabiei, cu care ne-am întreținut în asemenea format și la Europa Liberă, și zic cu ei, este exact locul, momentul și prilejul să vorbim despre misiunea teatrului în general, dacă și teatru ne mută împreună cu economia, împreună cu alți factori politici, ne mută spre Europa, spre spațiul valorilor europene, sau ne conservează în acest spațiu. Și în mod inevitabil trebuie să încep cu un fapt pe care iarăși toată lumea l-a văzut. Ion Druță a scris în testament, între altele, că eventual nu vrea să fie dus în alte părți, eventual doar la Teatrul Național, acolo unde, cum a scris el în testamentul lui, mai sună replicile din Casa Mare. Și să vă întreb dacă nu cumva faptul că ați găzduit această ceremonie funerară a unui scriitor și lider de opinie controversat, asta s-a văzut pe rețele, nu cumva vine în disonanță cu reuniunea teatrelor naționale românești, pentru că îl aduceți pe Druță la teatru, îi faceți un spectacol funerar după reuniunea teatrelor românești unui scriitor, unui lider de opinie, căruia multă lume reproșează că nu este suficient de român, că scriitura lui nu este românească, că din potrivă a pledat cauza moldovenismului și este un om care a lăsat o moștenire nostalgică, și dumneavoastră vă angajați într-o așa o un test de românitate exact după o reuniune 100% românească. Alor? Da. Acum ați început atât de larg. Păi tocmai alegeți portița pe unde vreți, da, să intrați. Oricum, reuniunea este binevenită și sunt mândru că am ajuns la o normalitate și la o tradiție. Da, o să ajungem la reuniune. Da. Dar spuneți-mi cum e cu Druță. Cu Druță. Deci, aduceți-vă aminte anul 1965, Congresul 3 al Uniunii Scriitorilor. Acel discurs faimos, care a fost... N-am cum să-mi ajung, aveam 8 ani, n-am cum să-mi aduc aminte. Dar este păstrat în arhivă. În arhivă. Când a cerut grafie latină și limba română. Când l-a apărat pe Busuioc și pe Grigore Vieru,
Când am citit, în momentul când s-a retras la Moscova și președintele Uniunii Scriitorilor, Valentin Kataev, intenționa să vină într-o delegație cu Uniunea Scriitorilor din Moscova la Chișinău. Și este scris, este în arhivă. Ivan Bodiu îi spune lui Valentin Kataev: dacă ne-l aduceți pe Druță, eu o să-l spânzur de primul stâlp de la gară. Pe urmă, ce aici s-a întâmplat, și eu personal am avut multe confruntări cu Ion Druță, când era în viață. În 2003 eu m-am ales, printre altele, și din cauza lui Ion Druță, când am vrut să-l omagiez cei 75 de ani. Dacă era Bodiu, vă spânzura pe un felinar, e clar. Da. Dar per total, este Druță... Noi suntem creștini. Este Druță suficient de român ca să îi faceți dumneavoastră prohodul imediat după reuniune? În primul rând, e o datorie creștină. Așa. Una e la mână. A doilea, tot ce aici e legat de opera lui Druță, ea va rămâne. Vrem, nu vrem, noi o să o analizăm și o să o ducem mai departe, pentru că... Dar nimeni scris... nu va citi din obligație. O să decidă editorii și cititorii, așa? Dar ceea ce ține de statutul de om, de viziunea lui politică, noi de asta și-am montat capcana după Bulgakov, statutul artistului, statutul intelectualului în capcana Imperiului, în capcana satanului. Deci răspunsul dumneavoastră este: nu stă numai Druță pe afiș. Alături este și Bulgakov și multe alte spectacole. Cum răspunde secretarul literar la această întrebare? Provocatoare, recunosc. Da, dar deja suntem imunizați și chiar gustăm din felul dumneavoastră de a ne provoca. Tot pedalați pe românism și chiar aici m-am gândit că un românism sănătos își asumă și înglobează și astfel de fenomene cum este moldovenismul. Pentru că Druță moldovenistul până în 90 e chiar un element foarte necesar în spațiul nostru. Pentru că el lupta pentru limbă și alfabet. Ce se întâmplă după 90, mai ales după 2000, deja e o altă discuție, dar am și scris undeva într-un comentariu pe rețele, dar să ne uităm și la vârsta omului. Există și niște cicluri intelectuale ale vieții, da? Totuși, spre finalul vieții lui, a avut anumite ezitări, anumite declarații așa cu un echivoc acolo, la care nu m-aș referi cu mult respect. Vă dați seama că eu nu vă rog acum să faceți portretul politic sau literar al lui Druță, tocmai ca un preludiu la discuția noastră despre ce înseamnă teatru Dar românesc. Pentru cei de acasă, pentru cei de acasă, avem un scriitor care a scris românește. Avem un scriitor care a avut parcursul lui intelectual, cultural. E adevărat că în testament el spune că limba e română, în sfârșit. E adevărat, în testament așa scrie. Da. Și curios că scrie în limba rusă. Poate și e bine, că unii care nu știu română să audă. Da? Imaginați-vă că avem un părinte cu care nu comunicăm un timp și într-o zi el vine și moare pe prispa noastră. Ce facem? Îl lăsăm așa sub gard? Regele Lir. Da. E o chestiune și de cultura morții pe care o avem noi ca comunitate. Comunitate culturală, comunitate teatrală, comunitate de oameni care i-au citit cărțile. Pentru că după Cana, chiar și după Andrei Lupan, venea un Druță care ducea limba și literatura română din Basarabia la alt nivel. De aceea românismul nostru nu se bate cap în cap cu această operă. Să luăm pe Druță drept o bornă kilometrică, exact. Și să tratăm ca atare. Dar vedeți că discuțiile care s-au iscat în jurul faptului că el a poruncit în testament unde să fie îngropat și să fie el badea mior și așa mai departe, asta deranjează pe lumea care zice că nu a fost el cel mai indicat să fie atât de slăvit. Dar lăsăm-l în plata lui Dumnezeu, mai ales când au trecut 40 de zile. De ce am pornit eu de la Druță? Pentru că în masa rotundă în care discutaserăm noi, eu mă întrebam, sau chiar la conferință de presă, iată, ce înseamnă teatru românesc? Maria mi-a ridicat exact mingea la plasă pentru ca să dezvolt subiectul ăsta, pentru că mie mi se pare că basarabenii cu orbecăitul lor, cu căutarea identității
societății. Cu valiza asta pe care o poartă a influenței rusești, ei sunt un fel de români. Deci ei nu sunt constanțeni sau bucureșteni, răgățeni, dar sunt un fel de români. Și atunci, iată, în cazul reuniunii, a repertoriului, a teatrelor, cum dumneavoastră înțeleg că trebuie să decideți, iată, pentru acești români trebuie să le arătăm teatru românesc pur, dar în același timp și românilor trebuie să le arătăm, iată, teatrul nostru, Casa Mare a lui Druță, modul de a vedea lucrurile în Basarabia, sunt perfect românești. Așa înțeleg eu. Bineînțeles, vă dau dreptate într-un anumit... Vă rog, dar puteți să mă contraziceți. Știți, eu acum o să-mi amintesc, pentru că am fost și responsabil atunci de trupa Teatrului Național Vasile Alexandre din Iași în anul 1988, la 60 de ani, a lui Druță. Dacă ne amintim, Florarul, când a fost sărbătorit cu fast, cu toate spectacolele, piesele puse de teatre după opera lui Druță. Și am fost mândru că a trebuit să merg până la Leușeni pentru prima dată, să întâmpin în Teatru Național Vasile Alexandri din Iași. Deci 88. 88. Până la căderea Sârmii Ghimpat. Până. Oh. 88. Și i-am întâmpinat cu cântece, cu flori. De fapt, eram împreună cu Valeriu Matei, responsabil de trupa Teatrului Național Vasile Alexandri din Iași. Am venit, i-am cazat, i-am primit așa cum se cuvine, cu sufletul deschis la noi. Ca în interpretarea de la operă, pe scena teatrului de operă, n-am văzut Sfânta Sfintelor, am văzut Frumos și Sfânt, pe care l-am simțit, m-a deranjat și pe mine, i-a deranjat și pe mai mulți colegi, dar inclusiv și pe Druți. Pentru că n-a fost textul original, a fost textul tradus din franceză în română și ceea ce nu suna așa de cum îl percepem noi pe Ion Druță. A fost primul impact așa care a deranjat. Nu ne-am supărat. Adică românii intenționat au luat prin filiera franceză textul lui Druță? Da, dar nu vă amintiți momentul ăsta? Că nu suna. Nu suna, parcă nu era de acasă. Orice aici am ajuns acum la reuniunea Teatrelor Naționale Românești. Nu deranjează niciun subiect, niciun predicat, niciun adjectiv. Sună exact românește. Noi am avut handicapul ăsta după destrămarea Uniunii Sovietice, că aici ne se spunea că sunteți prea români, vorbiți prea românește, cum ne-a dus în biroul lui Constantinov, ministrul culturii în 85, și cu indicații cu degetul arătător să n-aud accent. Bine, asta e partea fonetică, dar da. Eu vreau să merg mai departe. Teatrele care au accente ungurești sunt tot perfect românești, pentru că înțeleg eu sensurile contează. Contează ce spune cu accent ungureț sau basarabean, ce spune, ce înseamnă spațiul românesc integrat în spațiul european, valoric, nu? De... Aici vreau să ajung. Spuneți-mi, vă rog, teatrul din Basarabia, prin filiera românească, este european, este acceptat, trece sita și rigorile europene? Pentru asta am organizat reuniunea Teatrelor Naționale Românești. Pentru că, în primul rând, sunt foarte mândru de faptul că Chișinău este un oraș teatral. Nu știu dacă ați băgat de seamă, în perioada reuniunii Teatrelor Naționale erau atâtea evenimente. Era Festivalul Maria Bieșu, era Festivalul Filmului Românesc. Erau alte spectacole care se jucau la cele 12 teatre din Chișinău și cu toate astea, sălile Teatrului Național Mihai Eminescu în cadrul reuniunii Teatrelor Naționale Românești erau arhipline. Apropo de unguri, în invitați de onoare au fost Teatrul Național Academic Ivan Franco din Chiev, care au venit cu un spectacol atât de românesc, atât de universal, n-aveam nevoie de traducere. Era atât de european, era românesc, era de al nostru, era teatru. Era teatru de înaltă calitate.
Așa cum și Teatrul Românesc. De ce am inițiat această reuniune? Sigur că primul an a fost cu greu. De fapt, a pornit, am mai vorbit-o, de la o simplă prietenie, o colaborare, nu e simplu, o mare prietenie cu regretatul Ioan Caramitru, când ne-am pornit de la ideea de a-l împrieteni pe Caragiale și pe Eminescu. Și am făcut acea invitație la dans între aceste două teatre. Noi am mers, am deschis stagiunea în 2014, la București o săptămână cu 4 spectacole. Ei au venit la noi. Acum, chiar aici nu aveam 8 ani, mi-amintesc. Și atunci eu aveam senzația, că auzeam discutându-se în culise, tocmai în felul ăsta, că generozitatea lui Caramitru, știindu-l pe Petru Hadârcă din mulți ani, a zis, hai să luăm și teatrul ăsta într-un ataș la motocicletă. Ai, nu chiar sunt ei români, sunt ăsta, dar îi luăm. La prima ediție era senzația asta, dar pe măsură ce ați ajuns la a opta, se pare că da. Pe măsură ce să reuni ficau teatrele, lumea a fost, de la București inclusiv, nevoită să recunoască, păi de asta, într-adevăr, chiar sunt români, nu numai fonetic, nu numai valoric, dar chiar pricep, chiar dacă au fost deformați de Stanislavski și teatrele moscovite. Maria, ce înseamnă? Iată, teatrul românesc la reuniuni. Dacă îl parașutăm pe un extraterestru la Chișinău la reuniune, și el, cu capacitățile lui de percepție, spune, da, băi, ăștia sunt teatre românești 100% și care sunt criteriile? Scolastic întreb, dar pe mine mă interesează. Da. Unui extraterestru i-aș explica simplu pe degete, că dacă privești Erbar în regia lui Radu Afrim și auzi un accent așa mai specific, ăsta e ardelenescu, să zic eu, patina ungurească și e de aceea, și dacă, de exemplu, nu știu, vezi un spectacol chiar de druță, că la noi la Național se joacă două spectacole de druță, și auzi un grai așa mai dulce moldovenesc, asta e pentru că în zona asta avem un grai. Nu vorbim despre dialecte, dar vorbim despre graiurile limbii române. Și această totalitate, da, și vine cel de la teatru din București și are o pronunție așa mai răgățeană, și iată, poftim toată românitatea. Cine sunt basarabienii, o să mă întrebi la un moment dat extraterestru. Am să zic, sunt niște români pe care, uite, istoria i-a băgați sub ruș, sunt niște români un pic rusificați și au această patină, dar ei sunt români. Și românitatea, dacă e una sănătoasă, dacă nu e una servită politic, ea își asumă și înglobează aceste diferite tipuri de români. Da? Unul pronunță cu accent unguresc, altul cu pronunția lui răgățeană și ăsta vorbește așa basarabenește, dar toți vorbesc despre viață, despre devenire, despre căutările umane ale acestui spațiu. Și totodată, că îmi place foarte mult că întreb despre universalitate, Vasile, mi se pare că teatrul, indiferent de limbă și spațiu, trebuie să fie un universal. Molière este românesc? Shakespeare este românesc? Sunt. Pentru că ei au scris despre om. Și în momentul în care un teatru din Republica Moldova joacă Molière și e de o actualitate și se întâlnește cu un teatru de la Kiev sau de la București și ei joacă Molière și noi ne-am înțeles, eu vreau să vă spun că rămânem în matricea dialogului românității. Chiar dacă avem un autor universal. Să recurg la un exemplu. Ca un profan ce sunt, stau în sala de spectacol și aș zice simțirea românească și universalitatea simțirii. Când teatrul japonez ne prezintă un spectacol în care este o cutumă a japonezilor și nu doar a lor, când se apropie de moarte bătrânul, el este trimis să moară în munți pentru că este o povară pentru familie, da? Și asta e normal, da? Și în America Latină există lucrurile astea, da? Sigur că acolo sunt două familii care reacționează în mod diferit de la asta. Ceea ce este inimaginabil pentru druță sau pentru teatru românesc de la Târgu Mureș, de exemplu, cum așa să-ți trimiți bătrânii să moară în munți, da? Sau să-i
eutanasiez, îl închizi aparatul cu oxigen, da? Și modul în care se întâmplă, se procesează situația asta, iată, după mine, da, există universalitate, dar terenul inițial, factologic, psihologic și moral, sigur că există diferențe. Aceste diferențe sublinează până la urmă ceea ce este comun. Apropo de acest spectacol al japonezilor, ne duci spre alt festival, da, de teatru Bitei și noi am văzut acel spectacol. Dar ultima lună de toamnă a lui Druță, că suntem la Druță, cu acel bătrân care umblă pe la copiii lui, da, și care se simte undeva rejectat pentru că ăștia-s cu viața lor, nu crezi că se înscrie în linia japoneză? Pur și simplu felul în care trăim noi și percepem, noi suntem cumva mai speriați de moarte, românii. Da, dacă rămâneam daci, poate aplaudam moartea. Creștinismul are această relație cu moartea. De ce noi suntem un pic mai feriți? Dar da, eu aș face o comparație între Miorița și legenda niponă cu moartea pe munte. Oare acest ciobănaș care acceptă moartea nu-i tot acolo? Și depinde ce regizor vine și ce face. Da? Și atât în acest sens, teatru. Că tu ai pornit să ne întrebi care e misiunea teatrului. Teatru, în primul rând, cultivă. Teatrul educă, teatrul problematizează și totodată ne distrează. Și dacă teatrul reușește să facă toate acestea, poate cineva... Știi că Leosa e împotrivă la ultima chestie. Deși chiar BBC-ul în statut are, trebuie să aibă și entertainment. Dar Leosa zice, tocmai pentru că o intrat pe făgașul ăsta al distracției, da, a fost afectat de frivolitate și renunță la misiunea de bază asta, să educe, să învețe pe români că noi suntem în același câmp valoric, că reacționăm la fel la bătrânii noștri. Cu tot respectul, dar cu domnul Iosa va polemiza comedia antică. Bun, el pornește de la... Nu o să intrăm în Leosa, pentru că el zice despre civilizația spectacolului, da. El zice că se ruinează civilizația noastră spirituală și intelectuală, tocmai pentru că am intrat în entertainmentul impus de cultură, care a virusat politicul și iată, politicul la un moment dat face comedie. Mă întorc înapoi. Maria a spus despre basarabienii care au intrat sub ruș. Nu cumva tocmai rezistența prin cultură, da, noțiunea, basarabienii au fost avantajați ca așa a românii și puși în situația să conserveze, prin Druță inclusiv, să conserveze românismul și acum el e mai român decât, de exemplu, românismul constanțenilor care joacă pe plajă acolo un spectacol de entertainment. Dați-mi voie să spun că nu numai prin Druță ne-am păstrat românismul. Noi eram studenți la Moscova când am văzut acel Shakespeare al lui Robert Sturua de la Tbilisi și când toți au remarcat că era montat un Shakespeare în tradiții georgiene. Deci nu era nimic. Din Anglia, din Marea Britanie. Și asta a fost o lecție. Noi am analizat cu pedagogii noștri de la Teatrul Vahtangov, chiar, și în celelalte montări care erau și din dramaturgia universală, noi de fiecare dată, la bază, stătea tradiția noastră și experiența noastră proprie pe care am avut-o. Eu mi-amintesc, dacă vă amintiți, chiar și spectacolele noastre de diplomă când au venit și acel așteptându-l pe Godot, care era atât, nu era Beckett, era mai mult de aici, de la Chișinău, din zona românească. Sau în 85, apropo, o să fac o paranteză, atunci când copacul pe care îl așteptau să înfrunzească, era un copac uscat și a înfrunzit o mică frunzuliță și acea frunzuliță era un tricolor pe scena teatrului Luceafăru. Sau, șopârle. Șopârlițe. Teatru a fost tot timpul o insulă a libertății. Și noi am fost educați aici cu cenzura pe care am avut-o, ca de fiecare dată să căutăm un adevăr pe care
să-l transmitem spectatorului și spectatorul poate câteodată nici noi nu bănuiam ce am avut în vedere în acea mizanscenă, dar îi prindeam coborând scările teatrului și auzeam în liniște, în șoaptă, discutând între ei, spectatorii, cu tu ai înțeles ce a vrut să spună actorul în momentul când a făcut pauză. Am înțeles. Rolul teatrului și a intelectualilor, scriitorilor, cât a putut fiecare, a săpat la temelie Ureseului și colosul ăsta cu picioare de luptă s-a prăbușit. Acum, nu pot să nu vă întreb, pentru că sunt exponentul unor îndoieli. Apropo, și chiar și Druță pare mi se că, nu greșesc, a spus că destrămarea Uniunii Sovietice s-a făcut nemijlocit și cu forța teatrului. Fără îndoială, asta e de discutat dacă, de exemplu, Solzhenitsyn a contribuit mai mult la surparea URSS-ului. Vă întreb, spun, nu neapărat că gândesc așa, dar sunt obligat să prezint, să fiu exponentul unor cercuri de gândire anume. Comitetul Central de altă dată nu cumva a fost înlocuit de Comitetul Central al Europei, care ne obligă să intrăm într-o zonă nefirească, spun unii, să luăm împrumuturi morale, valorice, care distrug temelia asta valorică, în primul rând a creștinității, a românismului, scurt, vulgar, dar un exemplu la suprafață, deci avorturile, libertinajul sexual, cuplurile homosexuale, familii de homosexuale și așa mai departe. Ca și cum Comitetul Central al Uniunii Europene, Occidentul, da, Miravaia Zaculisa, ne impune aceste valori și noi trebuie să le înghițăm, să le îmbrățișăm pe toate de-a valma, pentru că suntem aspiranți și studenții care trebuie să dăm bacul european. La câtă istorie pricep eu, Vasile, mie mi se pare că divorțurile și, să zic eu, concubinajul în spațiul nostru a venit de la sovietici. Femeile au învățat emanciparea pe filieră sovietică și acea femeie comsomolistă, emancipată, care merge în uniforma ei militară pas la pas cu bărbatul și care Gaduca, și nu-i frantavaia женщина, da, și femeia care nu neapărat să aibă ștampila în pașaport, mi se pare că vine de acolo. Deci ei, cei care îmi semnalează că la est sunt valorile și la vest nu știu de ce sunt non-valorile și decadența, eu le spun că dacă merg în această direcție, că eu n-am nimic cu emanciparea bolșevicilor. Eu am alte pretenții față de bolșevice. Faptul că s-au emancipat era un lucru firesc și se întâmpla în toată lumea. Da? Era o chestiune firească, era un moment al istoriei, o bornă, cum spui tu. Dar momentul în care pe mine mă moralizează și îmi spun creștinism, eu vreau să-i întreb care creștinism? Ortodox, gestionat în ultimii 100 de ani de KGB? Acest creștinism vor să mi se dea mic. Apropo, acum e o și discuție și cu biserica noastră, că am înțeles că nu știu ce se întâmplă acolo. Dar chestia aceasta mă face deodată să simt că am pierdut mari rădăcini. Care mari rădăcini? Pentru că, apropo, cel mai mult a suferit din proiectul sovietic un popor la care voi nici nu o să vă gândiți. Sunt rușii. Poporul rus practic nu există. El a fost iradicat și distrus pentru că primii care erau înăbușiți erau naționaliștii ruși. Un naționalist sănătos, de limbă, de tradiții. Care sunt tradițiile rusești pe care ei le vor propune poporului lor? Ei au pierdut tradițiile Crăciunului, tradițiile Anului Nou, da, din acel folclor rusesc. Ei au creat o populație sovietică pe care acum vor să o reanimeze. Corul ăsta de la televizor din Zece Femei cu cacoș, da, și cântă Iubim Putina. Acest proiect nu este deloc tentant.
Proiectul european, n-am spus că e unul sacru, eu nu funcționez în această dimensiune, dar este un proiect dialogal în care eu, ca româncă din Basarabia, vin și mi se respectă limba mea, tradițiile, mărțișorul meu, scoarțele mele, ieia mea, da? Colindele mele, și totodată mi se dă un spațiu în care eu pot funcționa alături de alte etnii, alte popoare, alte țări. Mi se pare un proiect viabil și un proiect foarte protector pentru noi care stăm în preajma unui război. Dar eu nu pășesc într-acolo cu un soi de idealism. Eu înțeleg că acolo va trebui de muncit și noi vom merge cu problemele noastre, cu țara noastră, cu specificul ei, și noi va trebui să ne integrăm. Neta este intelectual cu ei, dar unul o să zică, da, dar europenii nu mă lasă să-mi tai porc așa cum m-au tăiat bunicii și străbunicii mei. Eu cred că europenii facilitează tăierea porcului așa cum cere legea și există abatoare în comunități și te duci foarte frumos și îți tai porcul. Pur și simplu omul n-a încercat, pentru că ziua în care o să-și ia porcul și o să-l ducă acolo și o să vină și nu o să aibă atâta vânzoleală în ograda lui și paia arse și jumătate de porc se duce mâncat deja de toți pe care i-ai chemat la clacă. Dar mai ales aici Maria Pilk în scriitoarea care a scris Doghi, trebuie să vină să explice acestui țăran, omule, în timpul ăsta copiii care stau speriați în casă pentru că țipă porcul, deci și primesc mai să-l călărească. Da, o lecție, primesc o lecție. O traumă. De, da, cum trebuie de fapt să nu procedeze, că după aia să miră de ce omoară pisicile. La Petru Hader când mă duc. Iată, la Netflix numai decât există în orice serial o scenă de homosexuali și la un moment dat Comitetul Central European zice, domnule director, numai decât trebuie să montez o piesă în care noi să promovăm toleranța față de homosexuali. Cum o să le răspunzi acestui reprezentant? Îți dăm și bani, foarte mulți bani îți dăm să-ți acoperi și teatru. Eu vreau, cer scuze, să continui pentru că mi-am amintit cu tăierea porcului. Mă rog, asistam, nu o să reușesc să evitați această întrebare, dar... Asistam când eram copil acasă și când era de Crăciun de tăia porcul, la rude era responsabil taicul meu și am asistat la o scenă cu tremurătoare. De obicei, toți porcii erau tăiat bine, pârliți pe urmă. Acum, în momentul când a fost pârlit, când noi copiii, nepoții la bunelul eram puși pe porc, porcul s-a ridicat și a luat o lagoană prin... Anecdotic. Nu. Pe urmă s-a adeverit că la porc sunt cazuri de astea. Era inima în partea cealaltă. Mm. Au fost cazuri. Și atunci eu îi dau dreptate, nu știu cui, nu știu, nu pot, nu sunt în putere să răspund la asta. Eu mă conduc după educația pe care am primit-o și cei 7 ani, și școala, și facultatea. Iar cei ce ține de provocarea dumneavoastră, sigur, am... opinia mea, dar lăsați-mă să mă abțin, să nu, lăsați-mă, chiar nu am răspuns. Sigur că la momentul potrivit o să iau o decizie conform caracterului pe care mă reprezintă. Bine, dar, dacă spectatorul o să... este liber să accepte sau să nu accepte, să condamne. Dumneavoastră, dacă o să vreți să vă conciliez, zadin nu-i platul, da? Facem? Da. Eu cum v-aș sfătui, de exemplu, să le răspundeți acestora de la Comitet Central? Sute pe repertoriu cu spectacolele care deja există, de exemplu, Steaua fără nume. Ea doar conține elementele de bază, pentru că modul în care, de multe ori, se prezintă lucrurile și eu am prezentat lucrurile în mod intenționat provocator, pentru că, de multe ori, creștinii ăștia pe care îi conduce Gundiaev văd lucrurile în felul ăsta. Cine cu cine se culcă?
Dar misiunea teatrului și a noastră aici în emisiune este să le spunem fraților, de fapt Netflix-ul și serialele sunt despre altceva. Despre toleranță, inclusiv despre toleranța față de omul necăjit care stă în stradă, față de om neputincios, față de om intrat la ananghi. Și dacă voi vreți neapărat mesajul ăsta să-l sprijinim, păi noi avem toată gama de piese și de spectacole și de texte care de fapt despre asta vorbesc. Lăsați-ne pe noi, românii basarabieni, un pic mai conservatori, un pic mai ghilimele mai înapoiați, să promovăm cum știm noi mai bine mesajul ăsta, uite, dar nu în paradigmele voastre estetice și... Lăsați-ne pe noi, în legea noastră, vorba cântecului, lăsați-ne pe noi spectatorii. Eu sunt mândru și sunt fericit, bucuros de spectatorul pe care îl avem noi. Poate, știți, putem fi criticați, analizați, dar vă dau un exemplu. Eu am văzut un spectacol care mi-a plăcut enorm. A fost apreciat și premiat la Uniter, la premiile Uniter, de la Târgu Mureș. Și am văzut împreună cu colegii mei, cu Anatol Durbal și cu Deana de Cuseară, și zis, trebuie să fac parte din reuniunea teatrelor naționale. Și ei sunt europeni, da. Nu știu de ce au schimbat teatrul de aia, emoții vii. Au venit aici, au băgat diferite nuanțe, inclusiv de cele care spuneți dumneavoastră. Și mă uitam la sala, care la început, sala era arhiplină și când ori băga câte o înjurătură, ori câte o aluzie, vedeam, doi s-au ridicat, au plecat, doi s-au ridicat și la urmă a rămas sala practic goală. Spectatorul ne pedepsește pe noi. Spectatorul ori ne felicită, ne laudă, dar spectatorul este cel pe care ori îl atragi în interesul teatrului, îl provoci la un dialog, la o meditație, ori mai bine te pedepsește și pleacă și mai mult mai aici, mulțumesc, iar mă întorc la polemica cu Maria despre rolul teatrului de a distra și a culturii în general. Iată cât de mult poți să-ți permiți să-ți bați joc, de exemplu, de Shakespeare, să-l faci din culisele unei bucătării acolo. Și Petru Gadârcă acolo se produce în toată savoarea, da? Că Shakespeare e despre drame, Shakespeare e despre lucruri grave și când colo Teatrul Național ne bagă într-o bucătărie unde se pregătesc bucatele pentru personajele lui Shakespeare. Cum crezi? Ce misiune are teatrul în sensul ăsta? Dar uite, înainte de a vorbi despre teatru, am să vorbesc despre Petru Hadârcă, pentru că așa. E foarte simpatic. Iată, mă uit așa la el acum aici. 15 minute da. E destul pentru asta? Nu, e prea mult 15 minute. O rezolv foarte repede. Și felul în care a reacționat la întrebarea aceasta delicată, mi l-a făcut și mai simpatic, pentru că este de o delicatețe. Petru Hadârcă, în Shakespeare în sos picant, da, e de o savoare extraordinară acolo, dar aș vorbi și despre Petru Hadârcă, managerul, care la un moment dat am avut noi discuții despre un spectacol poetic și el a spus o chestie care pe mine m-a făcut chiar foarte atent. El a spus așa, s-ar putea întâmpla eu să nu prea pricep la poezia asta a voastră contemporană, dar eu vă dau undă verde, faceți și sper și mizez că o să iasă bine. Am apreciat foarte mult acest lucru managerial, da? Adică eu vă încurajez să vedem dacă voi spuneți că asta e artă și dacă voi vă poziționați așa, să văd ce iese. Ne-a lăudat, adică a apreciat. Și într-o zi Luminița Țâcu a luat ce a făcut domnișoara Iulia după Strindberg. Unde avem o scenă cu nud, avem o scenă erotică violentă, da? Și acolo scrie că persoanele până la 16 ani nu e de dorit să ajungă la acest spectacol. Și în acest sens, iată această delicatețe despre care vă spuneam în cazul lui Petru Hadârcă, el e atent pentru că el înțelege că la un moment dat
o anumită scenă, o anumită aluzie, un anumit cuvânt, lexem injurios, ar putea să agreseze spectatorul. Și spectatorul te penalizează, el pleacă. Există spectatori pudibonți, timorați. Adică, Hader, că e avocatul spectatorului mai mult decât avocatul actorului? Da, mi se pare așa trebuie să fie. Pentru că el este acolo pentru spectator. El nu este, să zic eu, sindicatul actorilor, da? El este un lider al actorilor și stă cu fața spre sală. Și în sală sunt spectatorii. Deci este întotdeauna o chestie cu dus și cu întors. Cine e avocatul actorilor tineri al Luminiții Țicu, care montează domnișoara Iulia și am văzut spectacolul ăsta? Maria Pilkin poate să fie. Să meargă într-o discuție la Petru Hadârcă și să zică, uite, am văzut o parte a corpului dezgolită în acest spectacol, nu deranjează, provoacă. Aceasta este artă, nu e gratuit, nu e tot spectacolul așa, dar e un, să zic eu, punct tensional acolo, pentru că e vorba de un act erotic violent și totul argumentează în acel spectacol, acea scenă, da? În dosarele Siberiei avem o combinație pe care eu nu pot cita acum de Shakespeare și o înjurătură în rusă, dar asta se întâmplă în gulag, în care un deținut ia în mână Shakespeare și înjură. Și atât această combinație dintre înjurătură, dintre mizeria pe care o trăiește omul acolo și această mare carte și mare autor, mi se pare deloc gratuită. Este foarte argumentată, pentru că vă dați seama că în gulag nu vorbeau ei doar ca universitarii. Înțeleg, dar până unul scopul, și nu plecăm de la întrebarea, divertismentul, distracția, entertainmentul, are o misiune foarte practică, să-l determin pe om să uite de ceea ce e afară, să hăhăiască, pur și simplu să distreze, sau și în acest entertainment, tu ca om spiritual de teatru, bagi neapărat Shakespeare, bagi neapărat și în bucătărie de la Shakespeare, bagi o idee filozofică de la Aesop și de la Platon. Părerea mea este că de spectacolele de divertisment trebuie să se apuce regizori de foarte înalt calibru. E un gen foarte riscant și dacă cobori mai jos de un bilic gratuit, neargumentat, atunci nu ai decât vulgaritate, ridicol în scenă, da, lumea hăhăie, dar gustul estetic care îți rămâne după astfel de spectacole este unul de foarte joasă. Să apelez la un exemplu, iarăși, de calibru meu, pe înțelesul meu, Custurița. Este un mod de a aborda, iată, în complexitate, cu delicatețe. Filmele. Da, filmele. Genul ăsta de comedie amestecată cu dramă și cu filozofie. Este, dar la un moment dat el a alunecat într-un soi de manieră și eu, ca spectator, am simțit nevoia poate altor soluții. Dar, da, aceasta este o formă care are dreptul să existe și el are anumite performanțe pe care le-a atins. Acest balcanism al nostru, da, care ieși în spațiul nostru și în comediile noastre ele transpar. Trebuie să știi doza și până unde duci și cât bagi acolo, da? Că nudidate, că injurie. După 90, în artă, mai ales în literatură, dar asta a venit și în teatru, s-a ajuns la o suprasaturație de injurios din cauza că înjuram pentru că era voie. Până în 90, până în 89 nu era voie. Asta era și o reacție față de restricțiile comuniste, dar s-a alunecat și s-a căzut în cealaltă extremă. Când eu, ca filolog, ascultând un text din scena unui teatru sau o lectură publică a unui tânăr scriitor, mă întreb de ce acest cuvânt, care este în dex și care denotă o parte a corpului masculin-feminin, da, despre zona intimă vorbim, de ce el este repetat la fiecare colț de frază? El nu îmi mai transmite nimic, el pur și simplu mă agresează și atunci eu mă ridic din sală și plec. Dar cât, unde, cum, este despre o abilitate. De ce eu și spun că dacă toți ar învăța la școala lui Custurița, că mă întreb despre Custurița, și ar ști să împământinească acest concept estetic al lui în comediile noastre, în filmele noastre, eu cred că noi am avea de câștigat. Dar noi învățăm.
Eu am impresia că ceea ce se întâmplă la noi după 90 încoace este o școală și noi am ars atâtea etape, stimați domni, pentru că de la tovarășul Cana în literatură până la ceea ce avem noi astăzi, mie mi se pare că s-a făcut un mare domnul, salt. Copiii de azi nu știu ce e aia Cana și poate nici nu o știe. E de băut. Da. Acum, chiar să-l întrebem pe omul care joacă în acest Shakespeare în sos picant și dacă tot am pornit cu Custurița, eu o să vă dau iarăși o paralelă cu Tarantino, de exemplu. La asta m-am gândit. Unde e atâta sânge, dar îți dai seama, uitând la film, că de fapt e o convenționalitate. Că îți dai seama că acolo nu e sânge, e spectacol. Chiar când tipesa e îngropată de vie și e trebuie să iasă din sicriu, tot una nu simți tragismul ăla, nu te simți acolo omorât. În sensul ăsta, iată, entertainmentul lui Caragiale s-a convertit astăzi, avem un entertainment caragialesc cu sensuri alea Cațavencu, astfel încât noi să ne putem permite, că avem propriul limbaj deja astăzi și atunci ne putem permite să îl procesăm și pe Shakespeare și pe cine? Și pe Gogol și pe Chekhov în maniera în care vrem. Eu exact la asta mă gândeam, la stil, deci la gen. Îl recunosc de departe pe Custurița. Îl recunosc pe de departe pe Tarantino. Când văd, da, ăsta e stilul, e mâna lui Tarantino. Uite, noi cu Ion Luca Caragiale îl cunoaștem numai noi, încă n-am reușit să ne impunem în Europa, în lume, să fie apreciat așa cum îl apreciem noi. Deci Chirița e o locomotivă universală extraordinară. Chirița Alexandrie. Pardon, nu, dar spiritul ăsta. Da. Dar eu m-am confruntat aici, că eu sunt împătimit de Caragiale și chiar atunci când l-am descoperit, mi-a fost și la greu cartea mea de căpătăi. În armată, ca să-mi treacă mai ușor timpul, învățam pe din afară că aveam cartea la mine să treacă timpul mai ușor. Și când am montat și primul atmosfera încărcată în 90-91, tot la Național, cu Conul Leonida față cu reacțiunea și pe urmă Noaptea Furtunoasă, tot timpul discutam și cu nevastă mea care zice, eu nu înțeleg ce-ți place ție în Caragiale, eu nu înțeleg umorul. Stella Verepceanu, care îmi făcuse costume superbe, ce înțelegi tu în Caragiale? Zic, voi nu înțelegeți subtilitatea de desubtul. Zic, uite, mare căldură mare, ce naiba acolo? Sau Curat Murdar, da. Sau... Eu cu cine votez? Și eu chiar, acum mi este frică să mă ating de Caragiale, cu toate că îl cunosc foarte bine. Dar și cunoșteam că, uite, Caragiale poate fi montat numai în genul ăsta, numai așa, tradițional, clasic. Mi-a bulversat imaginea, gândirea, când am văzut Năpasta lui Caragiale la Teatrul Național din București și am vrut să-l aduc în montarea lui Radu Afrin. A fost o nebunie total. Da, m-a convins. Zic, și așa poate fi Caragiale. Și ăsta, de asta, textele... O Caragiale în versiunea muzicală. Nu, da, era muzical. Era și muzical și nebunul jucat de Marius Manole, care într-o imens pământ negru, chiar stropit, nu, și dansa dansul nebuniei. Eu l-am remarcat și mi-a plăcut și așa. Eu pe ultimele două minute vreau totuși iară să vă provoc. Acum, dumneavoastră ați inițiat, de exemplu, un proiect de teatre neromânești în spațiile post-sovietice, dar în spațiul nostru. Există, iată, un teatru neromânesc, dar nu rusesc, cum este Chekhov, sau teatru găgăuz, sau teatru bulgar. Iată, dacă ar avea șansă un asemenea proiect alături de reuniunea teatrelor românești, o reuniune a teatrelor, mă rog, de proporții respective, neromânești, dar care sunt, iată, la periferia fostului. Eu am înțeles că iată domnul Volceanov și Nicoleta Cimpoieș
Sunt foarte atenți la ce se întâmplă pe segmentul Shakespeare în zonă, da? Pentru că ei vor un festival Shakespeare. Bine, la noi e Mihai Țărnă, să zicem, cu Shakespeare. Shakespeareolog. Da. Bine, că se joacă și la noi, Luminița Țăcu joacă, a montat Romeo și Julieta. De ce nu? Există loc pentru teatru, există loc pentru deschidere. Petru, ce spui tu? Eu o să continuu gândul care mă macină și ideea. Deci, în anul ăsta, la reuniune, noi am făcut un showcase. Am organizat și am invitat curatorii internaționali din Israel, din Spania, Italia, România, care au văzut producțiile noastre și o parte din producțiile venite din țară. Am avut un invitat de onoare, a doilea an consecutiv. Acum noi pregătim un turneu pe la teatrele din Europa. Plecăm la Praga pe 15 la un festival important unde vom fi chiar în... Cu dosarele Siberiei. Cu dosarele Siberiei. La Bruxelles, la Berlin, la întoarcere facem un popas la Bistrița. Și ideea de a invita și alte teatre naționale, să facem o continuare. Deci în reuniunea teatrelor naționale rămâne, dar o pagină aparte cu Teatrul Național din Budapesta, unde am jucat pe scena Teatrului Național din Budapesta acum doi ani și am mai fost. Și ducem tratativele să invităm Teatrul Național din Cracovia, din Varșovia. Ok, am înțeles, dar nu mi-ați răspuns la întrebare. Eu mă așteptam că o să spuneți așa. Eu, de exemplu, aș pleda, dacă aș avea bani, aș face un festival al unui autor, cum rușii fac Festival Chekhov sau cum fac Shakespeareana. Deci, după, și vă întreb scurt să-mi spuneți, care ar fi autorul, piesa, hârtie de turnuseul pentru teatru, care, iată, ar veni în festival ăsta și ar spune, ia să vedem, versiunea voastră a lui Shakespeare sau versiunea voastră. Uite, eu să continui la ceea ce am spus, da, că nu este înțeles în afara hotarilor României, așa, Caragiale. Eu le-aș propune tuturor teatrilor din lume, deci propuneți o montare după Caragiale și vă invit la festival. Care piesa nume? Dar nu contează. Poate să fie și proză montată. Da. Am înțeles. Poate fi un Caragiale. Și un mozaic misceleneu, da, din, da, diferite texte. Ok. Deci, ați văzut, s-a născut ideea unui festival interietnic teatral pe baza textelor lui Caragiale, inclusiv pentru a-l promova, pentru că e atât de imens Caragiale. Unii spun că mai mare decât Chekhov, mai mare decât Gogol, e o marfă care s-ar putea vinde în toată lumea, doar să știm cum să o promovăm, așa cum englezii și îl promovează pe Shakespeare și au și de ce, dar acolo e o industrie care iese la suprafață și pe când Caragiale de unul singur ține piept și face concurență lui Shakespeare. Avem cu ce ieși în lume, nu numai cu ea și cu vinurile noastre. Punem punct sau trei puncte aici pentru că o să revenim măcar și la următoarea reuniune a Teatrelor Naționale Românești, dar până atunci, la sigur, o să mai invit acești interlocutori spectaculoși despre care putem să vorbim la nesfârșit, despre meseria lor și pentru asta îi invidiez că au așa o meserie ofertantă. Tot aici la Vocea Basarabiei, ne găsiți pe curând!